Bună ziua, dragii mei prieteni, sănătoși, voioși! Sunt Zidan Auzacu, mă bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Fetelor, astăzi eu vreau să fac aici cu voi un ulei de gălbenie sau un unguent. Voi face și un ulei, dar voi face și un unguent. Așa arată planta medicinală de gălbenică, dar ea este asemănătoare cu păpădia, dar sunt lucruri diferite. Uitați-vă, aceasta este păpădii, dar aceasta este planta de gălbeniclă. Acum la mine este primăvară și se găsește peste toate dealurile și limașurile. Deci planta de gălbenie, ei este prima scară pentru bolile de piele și bolile canceroase. Eu astăzi am să fac un ulei și voi face și un unguent pentru boli ca de psoriazmă, eczemă, diferite boli de piele, dar planta de gălbenică, ei este și pentru ficat. Ei ajută foarte bine la ficat. Ea este cunoscută, e una din cele mai cunoscute plante, gălbenielele. Ajută ea și la anemie, ajută și la stomac. Deci este nemaipomenită de bună, dar la rănile ca psoriazmă și la rănile de eczemă, știe lumea ce înseamnă boala de eczemă și boala de psoriazmă, ajută foarte bine. Dar un ceai de gălbenie ajută și la ficat, cine are ficatul gras. Așa, eu am strâns câteva plante de gălbenie, le pun într-un vas, numai decât, jumate las crude, dar jumate voi pune la baie Maria, ca să fac un unguent pentru rani, pentru bubi. Se mai zice că se numește planta minunea la casa omului. Deci are mai multe denumiri. Se mai zice planta după ploaie. Are mai multe, în fiecare obicei are bordeiul ei, da? Fiecare bordei are obicei. Așa, uitați-vă cum eu am colectat toată planta mea de gălbenică. Uitați-vă cum arată, este foarte frumoasă, înflorește, o strângi când ea este soare. Ce fac eu? Eu peste ea am aici cam undeva 100 de grame, ea se vinde și uscată în farmacie. O cumpărați uscată dacă nu aveți proaspăt. Eu adaug peste ea cam 200 de miligrame de ulei de măsline. Așa, un pahar, cam 200 de miligrame. Și eu fărâm foarte bine cu blenderul. De la uleiul de măsline și o bucată de ceară, punem într-un borcanel, apoi pun 3 ore la baie Maria, să primești un unguent foarte bun pentru piele, dar voi face și o cremă, adică un unguent, dar voi face și un ulei rece, adică un ulei crud. Așa, deci uleiul meu este gata și o torn la borcanel. Așa. Aici va fi crud, dar aici voi face un ungent. Un ungent eu adaug o bucată de ceară naturală, numai nu mult. Să fie fix ca o bucată de nucă. Numai decât că eu îl pun la baie Maria. 3 ore ca să fac unguentul pentru mătreață. Pentru mătreața care este în cap la persoane, care multe persoane o au. Eu adaug ceara mea în borcanel și pun borcanelul la baie Maria 3 ore. Dar acesta îl las crud, ca să-l am crud. Deci nu este greu de făcut. Floarea de gălbenică o găsiți peste tot. E acum în primăvară, înflorește la noi. Dar dacă nu aveți, că eu sunt în Europa, dacă nu aveți proaspătă, cumpărați uscată din farmacie,
că în fiecare țară sunt tare anotimpurile ei. O cumpărați uscată. Cu siguranță acest unguent eu vă arăt cum îl fac și se primește din partea la ceară. El stopește apoi cu degetul și te ungi unde ai matreață, oriunde ai psoriazm, oriunde ai bubi mari, oriunde ai eczemă sau alte tipuri de boli de piele, fiindcă el este bun și ca ceai, dar el este bun și pentru stomac ficat, anemie. Deci o linguriță dimineața, stomacul gol, este perfect, măcar 9 zile. Nu uitați, 9 zile. Dar unguentul, el se păstrează pe mai mult timp în frigider. Și te dai pe matreața ta sau pe cap unde ai matreață și te va ajuta 100%. Eu am pus într-un castron apă, cu un prosop am pus borcanul meu cu ulei de gălbinel și ceară și las așa 3 ore. Aceasta este baie Maria. Deci așa arată unguentul meu de gălbinică. Nu este tare, fiindcă i-am pus foarte puțină ceară. Eu vă doresc sănătate, aveți grijă de voi și numai bine și iubiți-vă și consumați cât mai mult plante naturale, sănătoase, plante medicinale.